medicii avertizează, ce risc cei care se expun la temperaturile incredibile care vor lovi România. După valul de inundații din ultimele zile, România va fi lovit din nou de frig, sublinierea ninsorile. Temperaturile vor coborî cu 15 grade în mai puțin de 24 de ore, din cauza unui front atmosferic pornit din zona scandinavă. Această schimbare bruscă îi poate afecta pe cei care au reumatism, probleme cardiace sau pulmonare. Se petemâna început cu ploi, dar în următoarele zile temperaturile vor depăși sublinierei 18 grade. Însă nu ne vom bucura mult vreme de cel dur. Un câmp de presiune atmosferic ridicat, format în peninsul scandinav, va coborî peste continent, sublinierei va ajunge sublinierei România, unde va întâlni aerul cald mediteranean. Iar consecințele se vor simți imediat, dacă sunte vor fi aproape 20 de grade Celsius, duminica se întoarce iarnă, cu frig, sublinierei ninsori. 3. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică se asistă la transformarea lor în lapovic sau chiar ninsoare în partea de nord a țării, dar cu precădere în zona Carpaților Orientali, explic meteorologii. Schimbarea bruscă îi poate afecta pe cei care au probleme de sănătate, cum ar fi bolile reumatice. 3 dureri articulare mai importante decât în mod obi, subliniere nuit, artralgii, dureri articulare, cefalee, dureri de cap sau probleme legate de respirație. 3, a precizat Claudiu Popescu, reumatolog, conform știrile ProTV. Pentru ce aceste afecțiuni se tratează de obicei cu antiinflamatoare sau antibiotice, medicii le recomand pacienților să ia sublinierei un pansament gastric. Secederea bruscă a temperaturii îi poate afecta de asemenea pe cardiaci sau pe cei cu probleme pulmonare, de pildă, bolnavilor cu astm sau bron, sublinierei te li se pot agrava simptomele. Pot apărea episoade de tuse excesiv sau tendințe de sufocare. Meteorologii spun că vremea rece s-ar putea prelungi, sublinierei, în primele zile ale săptămânii viitoare.